Și dorim să promovăm astronomia în rândul tinerilor pentru a reuși mai departe în proiectele lor. Majoritatea ați participat la olimpiade, unii dintre voi sunt naționali și internaționali, dar cu siguranță foarte mulți dintre voi ați participat la faze județene. Deci știți ce înseamnă astronomie. Astronomia nu numai prin ceea ce ați făcut voi la olimpiade. Astronomia înseamnă predicție, observație. Adică partea practică. Și observația poate fi făcută liber, fără niciun instrument, și în felul acesta, la diferite ocazii, curenți de meteor, voi puteți să învățați, și nu numai voi, să învățați și tarții, toate constelațiile și să apreciați magnitudini stelare fără echipă. Lucrul acesta e pentru cultura generală. Dar dacă vrei să excelezi, atunci te înscrii la olimpiadă. Și excelezi prin partea teoretică. Și în felul acesta se întregește această sferă, partea practică și partea teoretică. Nu e bine să excelăm numai într-un domeniu, nici mai cum. Să excelezi numai în partea teoretică, ne făcând practic. Ne știm să pui un telescop în stație, ne știm să pui un cor, ne știm să citești coordonatele unui astru după ce ai realizat acest lucru. Pentru că sunt inevitabile. Acestea sunt lucrurile de început. Lucrurile de început la orice olimpiadă, în momentul când este proba observațională. Primul lucru este. Și ăsta e un punctaj de care poate să atârne restul propriu. Pentru că de aici, noi la linie vine finder-ul cu telescopul, știți, o noi la ană, unul la tăia. Și s-a terminat. Apare eroi, ei, noi ne-am făcut numai să facem această tabără, printre care nu am mai observații, dar să țină vremea cu noi. Asta e. Și lucrul la sală, cu prezentări, una dintre ele va fi a revistă 14-minută a Asociației Astronomice din Sirius. O să vă prezintă, îndemnându-vă și pe voi să veniți cu articole spre această publicație. Și nu, mai există și o altă revistă care nu e prezentă aici, e cea de la Cygnus, care de asemenea puteți publica și acum. Aveți o idee de problemă, aveți știu ce e, un articol, scrieți despre ceva. Uite, spre exemplu, din 1999, de la eclipsa de soare, care a avut eclipsa totală de soare, din 11 august, până la unii din țară, până în prezent, da? Unde au fost eclipse totale de soare? Un articol. Cum s-au prezentat? Ce înseamnă eclipsă totală? Nu, nu știu, un articol pentru observatori. Ba mai bine. Ei, care pe anumiți ani, spre exemplu, între 2000-2010 sau chiar și 2017, și analizez un anumit subiect. Da? Și în felul ăsta pot să scriu un articol. Folosim anul astronomic. Da. Nu numai anul astronomic. Îl puteți folosi și softurile care sunt pe internet. Gen Stellarium. Și nu, sunt cele semiprofesionale sau profesionale, Stay Night. Așa. Stai mă. Care au calcule mai spre adevăr. Bun. Voi sunteți dornici și știu sigur că ați venit special ca să lucrați cu telescopul, nu? Noi avem un telescop, un Dobsonian și două
în mânturi ecuatoriene. Le-am definit așa pentru că unul este newtonian, unul este maxutul și unul este Smith-Cassegrain. Deci, iată, trei tipuri de telescop după orbită. După mântură, dar sunt mai zic. Dobsonian și două mânturi ecuatoriene. E bine să le știți. E bine pentru că poate dorești vreodată să spune, să faci așa o apreciere. Cam ce ai vrea să spune și cam la ce te-ai oprit până la urmă. Păi toți avem pretenții, vreau ceva care să vedem mai mult decât pe ceilalți. Dar nu se prea poate. Asta e. Telescopele încep de la 5-600 de euro până la jdm euro. În funcție de posibilitățile lui, de optică, de cât de bune planurile dotare vin și cu oculare, cât de bune sunt oculare, de unde sunt, așa mai departe. Ce uni al câmpului are ocularul respectiv, sunt multe lucruri pe care o să le învățați în această fază. O să facem și plajă, dacă ne permitem. Vremea normală. O să mergem normal. Pe plajă ne-am putut să facem mai multe activități care dețin de pare. Sunt foarte bine. Pentru cei care n-au mai fost, o să fie o premieră. Pentru cei care au mai fost, o să excelați. Aflarea diametrului soarelui, poate acum o să calculați mai bine. Să aflați coordonatele locale, folosim date din anual și plăcem timpul și ceva de genul acesta. Adică e și distracție, dar și învățăm și în felul acesta le combinăm. O să mulțumesc tuturor participanților grupului de la Suceava, între cu domnul profesor Petru Crăciun și Geta Crăciun. Le mulțumesc din suflet. Și cu domnul profesor Pâchie, care sunt și veni și prezenții mei în mijlocul nostru. De asemenea, mulțumesc grupului de la Burlac, care e și partenerul nostru în realizarea acestei tabere a zărului și ei cu somn. Pentru că deci am realizat prima tabără, dar nu ne putem obiuiești, pot fi normal. Noi vrem să facem această tabără și să dezvoltăm proiectul acesta tocmai pentru a veni în ajutorul celor care doresc parte practică observațională. Pentru că știți foarte bine, la olimpiadă timpul nu permite. Păi, vremea acum este, ba să dă numai pe carte multă, nu mai intrăm în detalii, practic. Prima dată telescopul, pentru că am văzut acum 2 ani, când eram la Buzău, am pus telescopele în acele stații. Să-l uitau precum, știți voi, da, că eu noi am avut unul, dar stă acolo, unul, că eu am văzut odată, dar nu mai știu. Și de ce? Odată, de două ori, reții, că nu se poate, nu poate. Avem aici pe reprezentantul astrofobului nostru, domnul Pictescu, care îi mulțumim pentru ajutorul acordat de a aduce instrumentele. Mulțumim domnului profesor Georgescu și grupului de la Craiova pentru prezență. Vă mulțumesc tuturor participanților. Sper să vă simțiți bine, să vă distrați, să nu uitați, faceți poze și să rămâneți cu amintiri frumoase. Și să revenim și peste un an, doi, pe prezăritul ăsta și la cealaltă ediție. Noi nu am abandonat. Chiar dacă nu mai este proiect național, cu concurs, cu așa, știți foarte bine, tot că am sistem banii de concursuri, acum și care cum se descurcă, se face. Da. Îl rog pe domnul profesor Ioan Adam, președintele Asociației Astronomice Sirius, să ne spună câteva cuvinte să prezinte revista. La revista.
a doua tabere. Trebuie să mulțumim guvernului Dobrescu pentru că a reușit să ne adune aici, deși noi am avut chemare în America și dumneavoastră ați avut, presupun, nu? Dar n-am avut viză să mergem la Eclipse. Așa că atât mai de admirat de faptul că ați venit la Sulina și sperăm că ați venit trecut, că așa cum ne-am făcut de la prima ediție. Am ținut să facem prezentarea revistei și pentru că acum câteva zile a fost, practic, scoasă de la tipografie și pentru că această revistă a apărut sub auspicii foarte astronomice, adică a fost lansată la Eclipsa Totală din 11 august 1999, care a fost vizibilă și din România. Știți peste câți ani sunt mai demonstrisă în România? Ce mai vezi? Bine să vă puneți întrebare. Media 350 de ani. Doar ca în care cele mai apropiate vor fi Spania, Portugalia, Italia. Deci iată că ne întâlnim în momentul acesta deosebit al marii lipsii din America. Deci sunt unii mari lipsii. Mai mari decât altele? Nu cred. Noi am alergat după eclipse în China, în 2009, mare eclipse de 6 minute și... Mare eclipse americană. Știi de ce spun așa? Pentru că, de fapt, e cea mai urmărită eclipse din istorie. Și asta înseamnă mare acolo. Nu înseamnă că timpul totalității este mai din urmă. E comparat cu cel care a fost în urmă. Deci a apărut sub aceste auspicii și faptul că edităm în continuare aceste reviste semestrială, cred că spune foarte multe despre dorința noastră de a continua acest proiect, despre faptul că primim mereu, primim mereu mesaje pozitive de la cititorii noștri, în primul rând, sigur, tinerii. Legat de numărul 37, iată, are mare legătură și cu obiectivele taberei noastre. Avem aici echipă de tineri de la Liceul Eminescu, de la Colegiul Codreanu, cu care încercăm mereu să realizăm activități observaționale. Unul dintre, sau dintre cei nominalizați este și Oprea Paul, o să ridici să-i cunoască, dar și pare în această echipă mare, Alexandru Zotămanu, mai departe. Sunt foarte mulți tineri care au acceptat să vină și au descoperit că este foarte frumos să vadă astfel de fenomene, să facă fotografii și să laude pe Facebook, că sunt mari meseriași. Vă sperăm că sunt și multe concursuri. Avem și o finalitate anul acesta, prima ediție a concursului național Excelență în Astronomia de Amator, care vizează trei aspecte. Raport asupra unei activități observaționale, poate fi și eclipsa de lună, Perseide, alte fenomene pe care le-ați putut urmări, fotografie științifică, respectiv fotografie artistică și construcția fie a unui accesoriu pentru telescop sau o simulare de satelit sau un mini rover. Și așa mai departe. Deci doar activități practice. Adică suntem în opoziție, dar n-aș spune opoziție, nu? Cu Olimpiada de Astronomie, care solicită aspecte teoretice în mare parte. Asta nu înseamnă că se și opune, nu? Este ceva complementar și mai ales copiii pleacă și trebuie să trece, așa cum a spus domnul Sotoprescu, de la partea observațională. O să trecem în revistă, sigur, foarte multe lucruri, dar pe scurt, pentru că o să vă oferim această revistă și sperăm, așa că o să dați domnul Dobrescu, chiar mâine să deveniți colaboratori ai noștri. Avem intenția de a prezenta și noutăți, dar și lucruri sistematizate din domeniul astronomiei, pentru că, așa cum se știe, școala nu se studiază sistematic astronomie, de ce ne-am gândit la diverse seriale, cum este cel legat de, nu? Observarea cerului. Și iată că prezentăm aici despre acest telescop care va deveni funcțional în 2018, se lucrează de mulți ani, nu mai scot în bani, se cheltuie. Deci lumea, știți că este preocupată de ceea ce ne poate oferi Universul. Are foarte multe provocări, dar sunt și mari câștiguri pe care le vom vedea și în viitor. O temă, desigur, la care nu s-a găsit răspuns, nici Einstein a deja încercat, cum e cu gravitația.
Adică de ce credem? La examene și în general, de ce credem? Poate voi să găsiți răspunsul. Nu degeaba se lucrează la CERN, ați auzit de acel accelerator, nu? În care lumea a spus că se caută particula lui Dumnezeu. De fapt, nu particula aia se caută. A fost o invenție nefericită, aș spune eu, a unui fizician, pentru că lumea a înțeles altceva. De aceea au sărit unii că apar de lume, cred că Pământ, că va avea descoperit, și ați văzut atunci, au avut o politică excepțională. Au spus că s-a stricat un transformator. Deci ei deja găsiseră rezultatul. Adică au găsit acea particulă, da? Ozon X. Și ca să nu mai fie vâlp în presă, să fie lumea speriată, că lumea nu prea știe mult din domeniul științific în general. S-a făcut o statistică la nivel mondial. Nici 10% din populația globală, adică peste 7 miliarde calculat cât înseamnă, nu înțeleg informația științifică de la televizor din presă, ceea ce e foarte grav. Deci foarte mulți au înțeles sau înțeleg pe toți ce se prezintă. Chiar dacă se prezintă, poate pe scurt. Despre astfel de elemente. Avem și un jurnal pe care, nu? Îl prezintă copiii, membrii asociației, și cu umor, și relatează diverse elemente. Iată, ultima a fost o vizită la Chișinău. Este a treia vizită, avem parteneri, liceul teoretic, Mihai Mariciuc, domnul profesor, nu, cred că îl cunoașteți, din că a fost asociat la Colegiul de Fizică, un om deosebit. Am făcut cunoștință cu acest liceu care a suferit transformări, în sensul că s-a schimbat locația, care era mai în centru, acum sunt mai la margine, dar sunt oameni, într-adevăr, care îmi doresc să facă foarte multe lucruri și am vizitat Salonul Internațional de Literatură pentru copii și tineret. Un lucru excepțional, făcut de cei de acolo pentru a atrage tinerii să citească și, într-adevăr, oferta excepțională. Și am prins chiar și Ziua Europei, cu activități deosebite, la Chișinău. Avem un colaborator mai vechi, domnul profesor Dr. Mihai Toma, de la Universitatea din Iași, care a întregit domeniul nostru și de mulți ani a participat la activități la Fădal sau, iată, o pică teme care țin în cazul acesta de cosmologie. Dar fizicienii vor găsi acolo lucruri legate de forțele, nu? Principale, forțele fundamentale, iată, electrice, gravitaționale. Deci este, de fapt, o interacțiune a cunoștințelor și cei care sunt studioși, voi sunteți studioși, veți putea înțelege cu siguranță tot ce se prezintă în acest material deosebit. O sinteză făcută de domnul profesor cu anumite dezvaluări care apar acolo și care arată că lumea parcă a fost făcută pe calculator. Adică nimic nu a fost întâmplat. Dacă lipseau anumite coeficienți, noi nu eram așa cum suntem acum. Nu mai las plin, în general. Deci lucruri deosebit interesante, regăsim acest material. Destul de mare, sigur, nu am vrut să facem serial, pentru că se pierdeau anumite idei. Aici avem o prioritate la nivel mondial. Un fizician din Cârlat, care lucrează la Piște Mărșii Inversii, domnul Marius Archirescu, are o teorie, vedeți, interesantă acolo, tot despre particule elementare vorbim, deci vedeți despre un asemenea model preonic bazic cristalin, de quark bazat pe bosonul 34 mase electronice. E interesant că fizicienii din Ucraina au confirmat ceva din teoria lui. Am lucrat dacă ajunge la vreme, nu s-a terminat de notiție. Deci, avem multe priorități care există. Nu avem numai teme care, să spunem, sunt reluate. Chiar dacă sunt reluate, ne încercăm să fie foarte bine sistematizate și mai ales să nu fie greșeli științifice, pentru că apar foarte multe, după cum ați văzut, pe internet sau chiar și în unele cărți care preiau materiale necontrolate de pe internet. Domnul Eugen Scurtu, probabil îl cunoașteți, face niște legături foarte interesante, știe foarte multe despre toți astronomii lumii. Aici a găsit niște elemente interesante legate de Jurgen, cel pe care l-ați citit cu siguranță și îl recitiți chiar și la această revistă, nu? Pentru că, într-adevăr, a fost un mare precursor al multe descoperiri științifice. Deci chiar îți pui întrebarea, cum a reușit Jurgen să prevadă atâtea lucruri? Deci merită să citești acest material, nu este foarte mare.
Iată, am un coleg de la fizică, de la Câlra, cum el era la Baia Mare, unde avea de lucru cu două ele, cu aici o elevă, da? O elevă, celălalt material de aici. Au obținut un premiu, care am compus internațional, pe studii de influențe radieze solare, astronomii caracteristici climatice. Și am considerat necesar să publicăm acest lucru, pentru că este o lucrare de ajutor foarte bună. Poate fi ca bibliografie și pentru voi, cei care aveți asemenea preocupări. Un colaborator deosebit de important, fost astrofizician la Institutul Astronomic din București, care acum trăiește în Israel, are 80 de ani, și vă patru nepoți, domnul are minți, scrie foarte mult, are și timp. Dar nu numai asta. Deci știe foarte multe lucruri, are foarte multe materiale interdisciplinare, și iată aici, pentru că a venit vorba de acele planete, nu? Trapistă, spunut, nu ce scandal, din ghilimele mari a fost în presă, nu știu ce planete sau pe care fi descoperit, să prezinte aici mai în detaliu cum metodele prin care se pot descoperi planetele din zone solare. Plecăște la faptul că în revista noastră avem de mulți ani un serial în căutarea unor noi pământuri, serial la care doamna profesoară Maria Giușa, deci președintă, și-a avut și contribuția alături de o altă tânără. Deci merită să știți, iar ce este un material foarte mare, foarte documentat, și veți afla foarte multe lucruri despre toate metodele folosite în acest lucru. Iată și partenerii noștri, am zis noi numărul 1 din țară, cei de la Tuzia, care au participat alături de Asociația Grai Românesc, de la la un concurs pe care noi inițial l-am organizat local, iar la această ediție am extins la nivel regional. Concursul a avut foarte mare succes. Au participat din Republica Moldova, au fost premii destul de frumoase, ținute și din partea primăriei, și din partea noastră și a Asociației din București. Noi o să încercăm să continuăm acest concurs, fiindcă a avut priză. Olimpiada Națională, la care am participat anul acesta, toți cei 5 participanți din județul Vaslui au luat mențiune de onoare. Deci a fost o echipă omogenă. Noi sperăm să fie omogenă către aia în viitor, dacă vă lucrați sigur mai mult în domeniu, astronomie. De asta aici și pe Alexandru, care e prezent, nu știu, aici. Și el a luat înscrie, de fapt. El evite pretenții, că vrea să fie astrofizician. Am spus un secret pe care ați auzit mai bine. Nici el nu știe. Nici el nu știa. O activitate la care noi participăm, de la prima ediție, Luna Mondială a Astronomiei. Adică, după Anul Internațional Astronomiei 2009, a fost continuat proiectul, pentru că a avut priză la public și are în continuare, cu acțiuni diverse. Deci, acțiuni și observaționale, acțiuni care vizează viața pe Marte, acțiuni care țin, iată, de electronică, robotică, mai ales cu elevii clasei mele, care au colaborat cu profesor Cătălă. Aici, în excursia, am fost de la Vișna, de la grupul acolo, unde era salonul de literatură, de la imagine și de la liceul militar. Aici, da, continuăm, e articolul domnului Arimenți. Mai derulăm, mai spun un secret despre domnul Arimit. A scris o carte foarte voluminoasă, foarte interesantă, în care, de fapt, valorifică și aceste articole apărute mai întâi pe platforma Ziarul Științelor, a domnului Cătălin Monsoia, și respectiv în revista Pasul Infinit. Acum lucrează la volumul 2 al acestei lucrări și am avut onoarea să fiu invitat să fac prefața acestei cărți și poate că să o prezentăm. Dan, Dan de la Cluj are preocupări cei care se mănânci pe Facebook, nu mai ales cu cadrane solare, ceasuri solare, dar el călătorește mult Germania, Austria, iată aici în Austria a descoperit acest planetar cu un aer liber. Foarte interesant, foarte ingenios, merită să citiți aceste lucruri și poate să faceți și voi unul aici la Sorin. Am avea nevoie. Da. Da, veniți. Să-ți.
cei care au primit un premiu special, domnul profesor Tarian Georgescu și de cele două elevi care sunt menționate, mi se pregătimea și profesor. Dar felicităm și pe această ocazie. O să citiți și impresiile, pentru că sunt aici, nu? Nu. O să nu. Da. Citiți, să vedeți, poate și voi veți prinde cursul participat la acest concurs internațional. Eu o să fie. Care au avut finala în Guinea, nu? La unde am fost? În ce? Grecia, nu, finala la Toulouse, în Franța. Finala regională a fost. Da, un articol al unui colegi de la Cluj, acum e la Viața Neamț, despre astronomia internațională. Sigur, noi spunem multe, dar mai auzit în general. Un articol foarte interesant și filosofic al profesorului meu de matematică, din Clotui, profesor fizică, merită să știu. Cu exemplificări, mai ales că iată apar și limite, elemente matematică superioară. Dar asta vă poate îndemna să învățați în avansă. Știrile astea propun, de fapt, să exerciteze activitățile foarte complexe și foarte multe, desfășurate 6 luni de zile. Acolo o imagine a reprezentantului nostru la Giroc, în Piețul Timiș, unde a fost o instruire pentru concursurile CANSAT și respectiv mini-rovere. Pentru că acolo este mult de lucru pentru școală, nu învățați aceste elemente. Imaginea de la toți activități, de la adunări generale, de la alte activități observaționale, olimpiade și așa mai departe. Prezentări făcute de la invitația Lions International, și avem și în limba engleză, și cu revista Maria, cei care citesc în articolul despre care spuneam mai înainte. Credințele țăranului român, aici trebuie să reamintesc faptul că Ion Lăbescu, din Buzău, ca și minister, profesor de matematică, a lucrat cu învățătorii din zona respectivă, dar și în alte regiuni ale țării și a făcut o harta consolației românești, adică a arătat de unde provine aceste denumiri, cară mare, cară mișă și mai foarte interesant, foarte multe similitudini au găsit. Ne apropiem de final, da? Am cerut aprobarea tipografiei și atunci când am obținut-o, am făcut acest serial care se apropie de final. Pentru că revista este și revista Timp Magazin, noi publicăm și Cosmopoezii, aici sunt poezii ale copiilor care au obținut premiul 2 sau au obținut titlul laureat la concursul amintit mai înainte cu Ceapărul. Rebus, unii când deschid revista aici merg, alții merg la final, deci fiecare după opțiune. Concursul foarte frumos al partenerilor noștri, cei de la Dulcea, care a fost în paralel cu concursul de cunoștințe de astronomie pentru cei mici. Și în acest an am participat la Ziua Internațională a Asteroidului, din cauza examenelor de făcărat, am făcut 29, nu pe 31, când s-a făcut de obicei. Deci au făcut măsurători, dar prin simulările făcute, copiii să înțeleagă cât de periculoși sunt asteroizii, deci în funcție de viteza cu care cad, înălțime, unghiul respectiv. Cred că a fost implicat acolo. Plus sponsor, dacă nu-l bine scoitați, că nu s-a anunțat. Cam această parte pe scurt. Noi acum o să vă oferim revista. Sperăm să vă placă dumneavoastră, pe celorlalți. Noi e definitor. Îl găsiți pe internet, pe Facebook, la Societatea Sfinților Căzoria, și acolo aveți programul pe zi. Pentru mâine, o să vă citesc care sunt activitățile. Avem dimineața la 8 masa, după aceea mergem pe plajă, în oricum la soare, unde
Asociația Astronomică Sirius la fiind moderator. Se vor face măsurători sub normală, diametrul soarelui și observații la tente solare. Masa de prânz la ora 13. După aceea avem o cafenea științifică și tehnică, moderator de societate științifică Orion, la care domnul profesor Adrian Nicolae va prezenta niște experimente deosebite. Incităm-vă și pe voi ca la anul să veniți voi cu niște experimente, să ne arătați voi. Ce ați mai făcut? Ce ați mai inventat? Ce ați mai descoperit? Da? Ceva cum ne gândi? La ceva, exact. După care, dacă vremea ne permite, mergem din nou pe plajă, până la ora 19, la Vincina, iar de la ora 20-30, pregătirea instrumentelor de observație. Și, bineînțeles, workshop la instrumente, o să fiți puși de grupuri, să le puneți voi, să le numiți voi, să le aliniați, să vedeți dacă sunt colimate sau nu, să învățați ce înseamnă colimarea și o să vă definiți și noțiunea de cercuri aerii. E musai, să știți, să vă dați seama că prin ele ne dăm, verificăm colimarea instrumentului. Corect? Și observați, la planetă, la faști, în general, la ce doriți voi. M-uri, GC-uri, orice. Da? Pentru că, vedeți voi, la Olimpiadă, predilecție, trebuie să puneți teme. Fără, dar și fără. Dar să știți că sunt și NGC-uri destul de frumoase, spectaculoase. Și nu, sunt anumite asterismuri în afara celor de constelații care voi ar trebui să le cunoașteți și sunt spectaculoase. Adică, în felul ăsta, deci întrecem mai mult partea asta observațională. Eu vă doresc o seară plăcută, în continuare, citiți revista și veniți voi cu articole. Dacă e cineva doctor, să spună câte bani. Da. Eu vreau să mulțumesc domnului profesor Dobrescu pentru invitația cu totul, domnul profesor Adam. Pentru mestea sub bucurie, alături de copiii de Suceava, să învățăm împreună astronomie observațională și vreau să spun un secret că astronomie am învățat de la domnul Dobrescu. Într-o seară de observații, în 2007, la Olimpiada Națională de Astronomie de la Călinele. Și mulțumesc public pe acest lucru. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc că ați reușit să veniți, să vizitați Ulina, să vă simțiți bine, că e vacanță, să nu uităm de acest lucru și să învățăm unele lucruri, să ne perfecționăm în anumite probleme, să ne arătați voi anumite lucruri pe care le știți mai bine. În felul acesta, schimbul de impresii este benefic și fiecare dintre voi să trece un plus în această etapă. Eu vă mulțumesc, o seară plăcută în continuare și ne vedem.